Avem aici incubatorul cu CO2, AIGO 150, produs de Juan. El are ca și părți componente transformatorul, senzorul de CO2. Aici are o pompă cu care trage din incubator și bagă în senzor. Are filtru, un regulator de presiune, filtru HEPA, apoi CO2-ul intră prin valva aceasta în incubator. Aici este un releu pentru alarmare. Aici avem senzorul de ușă. Ăsta este senzorul PT500. Care stă în apă. El are 90 de litri de apă în manta. Ăsta este cablul care merge la display. Cam așa arată incubatorul conceput de Juan. Aici avem un retrofit. Practic am schimbat senzorul de CO2, nu mai există, pompa nu mai există. Am pus senzorul de CO2 cu valori. El poate citi între 0 și 10% în portul de validare. Asta e traductorul. Pe linia de CO2 am pus un senzor pentru presiune, în cazul în care nu avem presiune să dea alarmă. Aici avem Arduino, controllerul, cu ceasul, microprocesorul și el este conectat la vechea placă pentru a comanda rezistențele și bobina de la solenoid. Aici avem traductorul de temperatură, senzorul fiind în apă, se vede aici sus. Aici am decupat și am pus display-ul. Se poate vedea cu albastru temperatura, urcă constant. Este cu albastru pentru că este sub temperatura setată. Când va fi în domeniu, va fi cu verde. Aici cu galben avem CO2-ul. Ăsta e meniul principal. Aici sunt programele. Putem stabili două paliere și mai multe cicluri. După ce termină un program, să reia același program de mai multe ori. Aici putem activa logarea cu parolă, alte funcții de logare pe card și pe imprimantă. Aici avem funcția de autostart, în cazul în care dorim să pornească automat la o anumită oră. Aici avem alte setări. Aici putem calibra punctul de zero al CO2. Iar aici, pe ceas, dacă apăsăm, putem seta data și ora. Controlul temperaturii și al CO2-ului se face cu PID, funcția PID.
Momentan abia am pornit, dar o să vedem după un timp că se va stabiliza.